Stația Spațială Internațională a fost creată după războiile rece de către Statele Unite și Rusia ca simbol al colaborării dintre cele două națiuni. Este o instalație de cercetare în care echipajul lucrează în domeniul medicinei, al tehnologiei și al explorării spațiale. Până în prezent, astronauții americani și ruși au lucrat împreună, în perfectă armonie, indiferent de opiniile lor politice. Cu ajutorul rachetei de transport Soyuz, astronauții americani Kira și Christian ajung la stația spațială. În timp ce se înduchează la stație, Christian explică faptul că rușii bat de 3 ori la ușă pentru a le spune grupului că este în regulă. Când ajung înăuntru, ei fac cunoștință cu restul echipajului, comandantul Gordon, Veronica și frații Nicolae și Alexei. Gordon este american, în timp ce restul sunt ruși. Veronica se află pe stație de 50 de zile și Kira observă că este foarte apropiată de Gordon. Ea este o femeie foarte pozitivă și insistă că cea mai importantă regulă este să rămână împreună. După o primire călduroasă, Gordon îi face lui Kira un tur al locului, inclusiv al camerei de dormit. El explică faptul că la început va fi o luptă să învețe să doarmă, unii astronauți dorm legați într-un sac, în timp ce alții au învățat să plutească pur și simplu în camerele lor. Gordon îi sfătuiește să folosească un sac de dormit până când se va simți confortabil. De asemenea, îi atrage atenția că sunetul pe care îl aude în mod constant este sistemul de susținere a vieții, iar dacă acesta încetează vreodată să mai facă zgomot, înseamnă că au probleme. În continuare, Gordon îi prezintă stația de lucru și cutiile pentru a le securiza cercetările, dându-i o cheie pentru încuietorile americane. Îi se permite să folosească și dulapurile rusești, dar atunci trebuie să facă schimb de chei. Kira se apucă imediat de treabă și scoate câțiva șoareci dintr-o cușcă pentru a observa în valoare experimentelor sale. Alexei observă acest lucru și comentează că vor lucra o vreme în apropiere, deoarece posturile lor de lucru sunt unul lângă altul. Kira a citit cercetările și îl întreabă despre experimentele sale, dar Alexei spune că și-a pierdut toți șoarecii. După ce se mută în camera alăturată, Alexei se uită mai atent la instalația ei. Mai târziu, în timp ce o parte din echipă face exerciții, Kira îl privește pe Christian, cum experimentează cu un dispozitiv care poate pulveriza foc, ceea ce este impresionant, dar și înfricoșător. În timpul cinei, Christian împărtășește câteva cadouri de pe pământ, iar Nicolae scoate o sticlă de alcool. Kira încearcă din greșeală să o deschidă în mod normal, ceea ce face ca bulele de alcool să plutească în zonă și face pe tot să râdă. După aceea, echipajul merge pe puntea de observare, unde Kira are ocazia să vadă o priveliște uimitoare a pământului. Grupul discută despre efectul de ansamblu, care este această trezire spirituală prin care trec unii astronauți, atunci când văd pământul fără granițe și omenirea ca fiind una singură. În acea noapte, Kira îl vede pe unul dintre băieți dormind plutind și pare să fie neliniștită. Din fericire, Veronica o consolează și ajută să se lege de sac pentru prima noapte, menționând că cea mai grea parte a dormitului în spațiu este să nu ai pe nimeni de care să te ții. În dimineața următoare, echipajul începe să lucreze de vreme. Christian încearcă să intre pe computer, dar semnalul este căzut, așa că nu poate transmite mesaje. Kira își verifică șoarecii și descoperă că aceștia s-au atacat între ei, dar nu poate spune de ce. Simțindu-se deprimată, se duce pe puntea de observare pentru a se uita la pământ, doar pentru a vedea o erupție uriașă. La început se întreabă dacă nu cumva este vorba de erupția unui vulcan și le spune celorlalți, dar în curând încep să se producă mai multe explozii în mai multe locuri, în succesiune rapidă. Intrat în panică, echipajul părăsește imediat puntea și o închide imediat de a încerca să intre în contact cu pământul, dar fără succes. Dintr-o dată, Gordon primește un mesaj de la centrul de control al misiunii, care îi spune să păstreze tăcerea, deoarece este vorba de informații clasificate. Se pare că Statele Unite și Rusia sunt în război, iar implicarea altor țări este investigată. Guvernul american dorește ca cetățenii săi să anuleze toate experimentele și să preia controlul asupra stației prin orice mijloace necesare. În stația lui, Nicolae primește și el un mesaj, iar Gordon se întreabă dacă nu cumva a primit un ordin similar. Nervos, el răspunde la mesaj cu cuvintele de ce, dar în acel moment se întrerupe curentul pentru a reveni doar într-o secundă. Gordon se preface că nu a putut vorbi cu pământul, dar imediat ce are parte de puțină intimitate cu Kira și Christian, le spune adevărul. Christian presupune imediat că rușii au primit același ordine și învinovățește pentru întreruperea curentului, dar Gordon îi spune să nu tragă concluzii pripite și să aștepte deocamdată. Apoi Veronica îi anunță că au o mare problemă. Stația și-a pierdut propulsia internă și se îndepărtează de pe orbită, ceea ce înseamnă că mai au doar o zi până când întreaga stație va arde în atmosferă. Se vorbește de folosirea rachetei Soyuz pentru a scăpa, dar nu are suficient loc pentru toată lumea și nu face decât să declanșeze o ceartă. Kira trimite un mesaj prin care solicită propulsie și speră că centrul de control al misiunii îl va primi la timp, așa că deocamdată nu le rămâne decât să aștepte. Dintr-o dată, Alexei informează echipajul cu antenă din afara stației, s-a stricat și trebuie reparată manuală.
Christian strâmbă din nas pentru că el crede că este o minciună, dar Gordon se oferă voluntar să meargă oricum. În timp ce se îmbracă, Veronica îl sărută pentru a-i purta noroc. Christian îi șoptește cu grijă că ar putea fi o capcană, dar Gordon jură că are încredere în tot echipajul. Când Gordon iese afară, este îngrozit să vadă că Statele Unite au acum culoare roșie aprins, ceea ce înseamnă că patria lui este distrusă și în flăcări. Folosind comunicațiile, el îi cere lui Kira să-i țină pe toți departe de ferestre. Între timp, Christian și Alexei încearcă să discute, dar atmosfera este tensionată și paranoică. Alexei spune apoi că se duce la baie, dar imediat ce Christian a plecat, iese și deschide un panou. Se pregătește să taie niște fire, dar ezită. Revenind la Gordon, acesta se deplasează cu grijă prin stație, în timp ce Kira discută cu el pentru a-l menține calmă. După câteva minute de mers foarte lent în spațiu, Gordon este aproape de antenă, dar în acel moment Alexei taie firul și Gordon pierde comunicarea cu stația. Când Kira avertizează pe ceilalți, Christian observă imediat că Alexei nu este prin preajmă și se grăbește să verifice panourile, dar Alexei și-a acoperit sabotajul cu fire false și Christian nu găsește nimic. Apoi, Gordon observă că firul său nu este suficient de lung pentru a ajunge la antenă, așa că nu are altă soluție decât să-l deconecteze. Făcând un salt foarte riscant, dar calculat, Gordon ajunge în cele din urmă la antenă, doar pentru a descoperi că acesta este în regulă și Christian avusese dreptate. În acel moment, Nicolae activează brațul de prindere și l-a zvârlă pe Gordon de pe stație, trimițându-l să plutească prin spațiu. Kira și Veronica încep să intre în panică atunci când nu mai pot comunica cu Gordon și nici nu-l pot vedea pe camere. Christian verifică ferestrele și îl vede pe Gordon plutind, așa că aleargă să tragă cablul de legătură, doar că îl găsesc gol. Supărată, Kira se ascunde în camera ei, în timp ce încearcă să se descurce cu durerea. Când Christian vine să o verifice, Kira spune că vrea să iasă să-l găsească pe Gordon, pentru că costumul ar trebui să-l țină în viață câteva ore, dar Christian o asigură că este inutilă. De asemenea, el o mustră pentru că a crezut că a fost un accident, când este destul de evident că rușii acționa primii. Între timp, Veronica se confruntă cu Alexei și Nicolai și află adevărul. Ei au primit ordin din Rusia să scape de americani și să preia stația. Cu toate acestea, Alexei jură că a vrut doar să întrerupă comunicațiile și că nu cunoște intențiile lui Nicolai. Pentru a se apăra, Nicolai spune că americanii le-ar fi făcut același lucru, dar Veronica îngrozită îl numește monstru. Ca și Kira, ea vrea să plece să-l găsească pe Gordon, dar frații refuză să o ajute. Cu inima frântă, Veronica se duce într-o altă cameră pentru a avea o cădere nervoasă. După aceea, Veronica îi cere lui Kira să vorbească, deoarece Kira este singura în care poate avea încredere, deoarece este nouă. Veronica o roagă pe Kira să facă schimb de chei, iar când Kira spune că a pierdut-o pe ei, Veronica își dă seama că minte. Apoi ambele femei recunosc că au primit ordine de la guvern și Veronica recunoaște că frații l-au ucis pe Gordon, ceea ce o face pe Kira să accepte să o ajute. Veronica are un plan. Ea va crea o diversiune în timp ce Kira folosește cheia rusească pentru a da buzna în cutia lui Alexei, care conține mostre ce ar putea fi folosite pentru a face binotrăvirea cu radiații. Pământul trece printr-un război nuclear și țările vor ca cercetările lor să fie folosite ca monedă de schimb supremă, dar Veronica crede că leacurile ar trebui să fie pentru toată lumea. De asemenea, ea subliniază că cele mai importante probe sunt stocate în nodul 0. După ce fac schimb de chei, Veronica fură dispozitivul și pornește oxigenul într-una dintre camere, amenințând că va arunca totul în aer. În timp ce Nicolai și Alexei încearcă să o calmeze, Kira se duce în laborator și începe să caute nodul 0, dar nu-l găsește. Îl întreabă pe Christian despre el, iar acesta îi spune că nu există așa ceva. Crezând că Veronica a mințit, Kira furioasă se duce să o caute, iar Christian urmează. Cei doi ajung în cealaltă cameră, exact la timp pentru a o vedea pe Veronica lovindu-l pe Alexei cu o cheie. Christian folosește această diversiune pentru a lovi în ceafă pe Veronica, omorându-i instantaneu. Alexei și Nicolai sunt devastați, în timp ce Christian încearcă să le spună că nu a avut de ales, pentru că avea de gând să arunce în aer stația. În timp ce Alexei și Nicolai o plâng pe Veronica, Christian o convinge pe Kira să se ascundă, până când comunicațiile vor funcționa din nou. În cele din urmă, Nicolai cedează și anunță că pune capăt la toate acestea, numind-o datoria lui. Pe pământ, flăcările și exploziile continuă să se extindă. Alexei decide să bea ca să uite și când aruncă o privire pe crane, descoperă că Gordon plutește în apropiere și este încă în viață, așa că folosește imediat brațul de prindere pentru a-l aduce cu grijă înăuntru. Între timp, Kira și Christian se ascund în bagaje. Când Nicolai începe să caute în acea zonă, Christian îi aruncă o jucărie pentru a-l trimite în direcția opusă. Kira profită de ocazie pentru a ieși și de peste Alexei, care o ajută să se ascundă într-un alt loc și îl minte pe fratele său. În acel moment, jucăria plutește din nou și Nicolai îl găsește în cele din urmă pe Christian, așa că îl trage afară pentru a-l bate, doar că Alexei este lovit în schimb când încearcă să-l oprească. Apoi Kira l-abordează pe Nicolai pentru a-l elibera pe Christian, așa că Nicolai o apucă în schimb pe ea și începe să o sugrume. Dintr-o dată apare Gordon și îl doboară pe Nicolai. Apoi întreabă de Veronica și își pierde mințile când află că este moartă. Furios, el se închide cu Nicolai și urmează o bătaie.
bătaie. În timp ce bărbații se luptă și își dau câțiva pumni, Gordon pierde arma și este luată de Nicolai, care îl pornește în timp și îl trage în țeapă pe Gordon. Cu ultimele sale forțe, Gordon apucă o șurubelniță din buzunarul lui și îl înjunghe pe Nicolai în gât. Până când ceilalți reușesc să deschidă ușa, este prea târziu, ambii sunt morți, iar trupurile lor plutesc în cameră. În timp ce lumea continuă să ardă, astronauții rămași își au un moment de reculegere în privat. Ceva mai târziu, Kira se uită pe computer și vede că pierde altitudine. În timp ce se deplasează prin stație, ea găsește un semn pe care scrie not 0, ceea ce înseamnă că cel care a mințit a fost Christian și nu Veronica. Ea se duce în camera lui pentru a cere o explicație și descoperă toate probele pregătite pentru a pleca cu un costum de salvare. Se pare că el a știut totul de la început și a plănuit dintotdeauna să-i evadeze singură. În acel moment, ventilația de susținere a vieții se oprește ca parte a planului. Kira îl caută pe Alexei pentru a-l avertiza, dar acesta se află în aceeași cameră cu Christian, așa că face câteva gesturi pentru a ruga să oprească muzica. Alexei face acest lucru și își dă seama că zgomotul nu poate fi auzit. Apoi a folosește un borcan pentru a bate de 3 ori în masă, ca semn pentru Alexei să fie gata. Christian își face de mâncare și Kira încearcă să împrumute cuțitul pentru a-și face și ea unul, iar Christian încearcă să scape de Alexei, spunând că au nevoie de intimitate. Când Alexei refuză să plece, Christian apucă un cuțit și încearcă să o atace pe Kira, dar Alexei intervine și mâna lui sfârșește înjunghiată în schimb. Fiind atât de aproape, Alexei reușește să-l apuce strâns pe Christian și îl ține pe loc în timp ce Kira folosește un colier pentru a-l sugruma. După câteva minute, Christian moare în cele din urmă, iar Kira trebuie să se confrunte cu faptul că omoră pe cineva. După aceea, Kira îi bandajează rana lui Alexei și acesta poate porni din nou sistemul de menținere a vieții. Apoi Kira își verifică șoarecii și descoperă că Alexei le-a construit o plasă de care să se țină. Dintr-o dată, cererea de mesaj pentru un impuls de propulsie este în sfârșit confirmată, scoțându-i din pericol imediat. Curând comunicațiile revin și ambele guverne întreabă dacă au preluat controlul stației. Supărați și dezamăgiți de liderii lor, cei doi ignoră mesajele și folosesc racheta Soyuz pentru a părăsi stația cu cercetările lui Alexei. În timp ce ei se întorc pe pământ, Alexei întreabă dacă locul unde se duc este sigur, dar Kira nu are nicio idee. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!